Într-o nopții, o grădiniță din Drobeta, Turnul Severin, aflată în plin proces de reabilitare, a devenit ținta hoților. Infractorii au reușit să plece cu mai multe scule electrice, laptopuri și bunuri din grădiniță. În plus, pentru a șterge orice urmă, indivizii au distrus sistemul de supraveghere video și au încercat să întrerupă curentul electric, însă fără succes. Polițiștii îi caută acum pe hoți. Jaful s-a dat la grădinița cu program prelungit numărul 7 din Drobeta, Turnul Severin, aflată în plin proces de reabilitare. Momentul perfect pentru infractori. Hoții au profitat de această oportunitate și au furat tot ce le-a ieșit în cale. În momentul când colegii mei au venit la program, au observat că în grădiniță s-a intrat prin infracție. Le-au lipsit scule aferente cu care ei își desfășurau activitatea. Ulterior s-a făcut o evaluare a acestor scule, prejudiciul creat firmei noastre fiind undeva la 60-70 de mii de lei. Din unitatea noastră, deocamdată 3 laptopuri am înțeles și am mai devastat o încăpere unde au luat șervețele umede și pahare de unică folosință. Indivizii au escaladat gardul grădiniței și odată intrați nu s-au lăsat intimidați de nimic. Am încercat să oprească curentul. Sistemul de video a fost distrus, s-au luat toate camerele de luat vederi, s-au luat ruterele, tot. Din cercetările efectuate de poliții s-a stabilit că persoanele bănuite ar fi escaladat gardul grădiniței și ar fi pătruns în interior prin forțarea geamurilor clădirii. Polițiștii sunt acum pe urmele hoților și încearcă să stabilească ce valoare are prada indivizilor.